Bună seara, bine v-am găsit într-un nou sezon al emisiunii Cutia Neagră Plus. Munca în slujba poporului poate fi foarte profitabilă. Mai mulți deputați care se află de mai bine de 8 ani în fotolii din legislativ au reușit între timp să devină milionari. Aceștia și-au mărit esențial averile, deși au trăit oficial doar din salarii. Și-au cumpărat mașini și apartamente scumpe și-au dezvoltat afaceri sau chiar a reușit să-și construiască case de lux în Chișinău. Cutia Neagră a analizat declarațiile de avere ale deputaților cu stagiu în Parlament, aflați cel puțin la al doilea mandat, și vă arată cum au evoluat proprietățile unor legislatori. Lista parlamentarilor care s-au îmbogățit pe perioada deputăției este lungă. Sergiu Sârbu, în prezent secretar al grupului parlamentar pentru Moldova, în 2010, când a ajuns pentru prima dată în Parlament, deținea un lot pomicul la Stăuceni, cu o căsuță de 42 de metri pătrați și un BMW produs în 2003. O avere cu o valoare totală puțin peste 400.000 de lei. Astăzi, Sergiu Sârbu este proprietarul unui apartament de 194 de metri pătrați, a unui alt apartament de 68 de metri pătrați, are în posesie un BMW X5 și un Renault Megane. Proprietățile pe care le deține sau folosește astăzi deputatul valorează în acte peste 2 milioane de lei. Valoarea pe piață este însă aproape dublă. Sergiu Sârbu nu are și nu a avut afaceri, iar singurele sale venituri au fost din salariul de deputat, de circa 15.000 de lei pe lună plus indemnizații. Dacă e să credem declarațiilor sale de venit, proprietățile au fost procurate din împrumuturi și donații. În 6 ani, deputatul a primit cadouri la evenimente de familie în sumă de 2 milioane de lei și a împrumutat 1,5 milioane de lei. În cei 10 ani de deputăție, Sergiu Sârbu a schimbat de 4 ori fracțiunile parlamentare. El a ajuns în legislativ ca reprezentant al Partidului Comuniștilor și peste 2 ani și jumătate a migrat în tabăra Partidului Democrat. În 2010, Sârbu a mai schimbat 2 grupuri parlamentare. Pro-Moldova, unde i s-a alăturat lui Adrian Candu, și apoi Pentru Moldova, aliat în Parlament cu fracțiunea Șor. De 10 ani de Parlament, Sârbu s-a aflat doar 2 ani și jumătate în opoziție. Aflarea la putere a coincis cu perioada de sporire a averii familiei sale. Vă arătăm în cele ce urmează cum exact și-a agonisit proprietățile. În 2012, după ce a plecat din PCRM, Sârbu a intrat în posesia unui apartament nou de 68 de metri pătrați, în care a investit mai devreme aproape 500.000 de lei. În 2013, deputatul a primit cadouri la nuntă în valoare de 34.000 de euro, 15.000 de dolari și 130.000 de lei. În același an, Sârbu declară o mașină de model Toyota RAV4 deținută prin comodat și condusă de soția sa. La nunta mea a fost și Igor Dodon și Alexandru Stoinoglu, a fost la nunta mea și încă foarte mulți actuali. De relații bune erați în 2013 cu ei? Demnitari. În următorul an, Sârbu obține un alt apartament de 194 de metri pătrați prin donație de la fratele mai mic, fotograf de meserie. Apartamentul este evaluat la 810.000 lei, dar valoarea pe piață este mult mai mare. Imobilul se află la primul etaj, are intrare separată, terasă și garaj, dar anexa a fost construită de vechiul proprietar. Acest apartament a fost procurat în bază de credit, inclusiv din venituri legale care au fost obținute de familia noastră cu ocazia ceremoniei de nuntă. Să știți că părinții soției foarte mult au ajutat. Soția mea a moștenit o afacere mare în Căușeni. Dar nu declarați venituri din această afacere? Răbdați să vedeți următoarea declarație. Total, în 2015, familia Sârbu ia un credit de 900.000 de lei pe care se obligă să-l restituie în 20 de ani, dar a reușit să acopere datoria peste 2 ani. În această perioadă, veniturile declarate au fost mai mici decât împrumutul, numai 600.000 de lei. În plus, în 2016, în campania electorală pentru prezidențiale, Sârbu a donat 100.000 de lei pentru Marian Lupu. În același an, soții Sârbu au obținut în folosință un BMW X5 și un Renault Megane. Valoarea pe piața celor două mașini este de peste 1 milion de lei. Creditul s-a refinanțat la autobancă. Acest credit a fost parțial, închis din veniturile absolut legale, inclusiv
cu ajutorul părinților. Știți că ce ține de mașină? Ele sunt scrise pe pe mama soției, dar de fapt acesta a fost cadoul tatălui care a muncit o viață și a făcut o afacere profitabilă. În 2018 și 2019, familia Sârbu a primit alte 20.000 de euro și 195.000 de lei la evenimente de familie, dar s-a împrumutat și de la bănci cu 360.000 de lei. Terenul Pomicol cu micuța vilă de la Stăuceni, Sergiu Sârbu le-a donat în 2018 tatălui său, Boris Sârbu. Deputata Violeta Ivanova a avut un parcurs politic aproape similar cu cel al lui Sergiu Sârbu. În 10 ani de când este deputată, a schimbat 3 partide politice, de fiecare dată cu scopul de a se afla la guvernare. Iar traseismul i-a adus prosperitate în familie și averi de milioane. Violeta Ivanov a devenit deputată în 2010 pe lista PCRM, iar în 2017 a migrat la Partidul Democrat aflat la guvernare, alături de alți 13 deputați comuniști. În 2020, Ivanov a părăsit democrații în favoarea Partidului Șor, din partea căruia a și fost înaintată candidată la prezidențialele de anul trecut. De când activează în Parlament, Violeta Ivanov a reușit să-și cumpere un apartament nou de 98 de metri pătrați și să construiască o casă de toată frumusețea în sectorul Buicani al capitalei. Valoarea acestora este de câteva milioane de lei, deși familia sa a avut oficial venituri numai din salarii. În 2010, Violeta Ivanov a intrat în Parlament având un apartament de 73 de metri pătrați, evaluată la 374.000 lei, o casă veche în Chișinău, moștenită de la părinți și un BMW produs în anul 1999. În următorii ani, familia a declarat 2 motociclete și o mașină, toate de marca BMW. Dar schimbările esențiale s-au produs după ce deputata a plecat din PCRM și s-a alăturat fracțiunii Partidului Democrat. În 2017, la scurt timp după ce Violeta Ivanova a aderat la partidul lui Vlad Plahotniuc, care a preluat puterea în stat, familia sa și-a cumpărat un apartament mai mare, de 98 de metri pătrați, într-un bloc nou din sectorul Botanica. Apartamentul pe care l-avea în sectorul Poșta Veche l-a vândut. În același timp, familia Ivanov a construit o casă nouă cu 2 etaje, în locul celei primite ca moștenire. Deși din exterior casa pare finisată, nu a fost oficială înregistrată la cadastru. În acte figurează și astăzi o casă de 66 de metri pătrați. Echipa Cutia Neagră a mers să vadă casa. Un vecin ne-a spus că familia Ivanov nu locuiește permanent aici. Mai des vine soțul deputatei, iar prin ogradă este gălăgie doar vara, când se fac chefuri. Soțul permanent pe aici. În acte, imobilul care pe piață valorează câteva milioane de lei este înregistrat pe numele fiicei mai mici a deputatei, Margarita. În 2016, pe când era încă elevă la liceu, aceasta a ajuns vedetă în presa străină. Jurnaliștii au publicat mai multe poze de pe Instagramul tinerei care trădau viața de lux pe care o are. Violeta Ivanov nu ne-a răspuns la telefon pentru comentarii, dar anterior a declarat jurnaliștilor că familia sa a construit casa doar din veniturile declarate oficial și a negat că fiicele sale ar duce o viață de lux. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a acuzat anterior pe deputații transfugi că au luat bani mari pentru a pleca din PCRM, pe care ulterior i-au investit în mașini și imobile. Când am предложили 5 milioane de euro, у них затрясся все в себе. А можно подробнее, кому конкретно 5 миллионов евро? Этих 14 предателей ушли. 5 миллионов на всех. Да, 5 миллионов на всех. И каждый месяц конверты. Rămânem la foști actuali deputați democrați care au devenit milionari în timp ce activau în interesul statului. Și fostul deputat Vasilie Bâtcă, care a migrat la Promoldova în mai 2020, a devenit milionar în perioada în care a muncit la stat. Acesta a fost președinte al raionului Nisporeni, iar în 2014 a ocupat fotoliul de deputat. În februarie 2015, Bâtcă s-a mutat în guvern, fiind numit ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, iar în 2019 a revenit în Parlament. Pe când era președinte de raion, Vasile Bâtcă indica în declarația de avere 6 hectare de teren agricol, o casă în orașul Nisporeni, primită prin donație, un apartament de 80 de metri pătrați în centrul Chișinăului și o mașină de marcă Vaz. Peste 3 ani, deja deputatul Bâtcă a vândut apartamentul, dar și-a cumpărat altul mai mare de 115 metri pătrați, cu o valoare oficială în acte de peste jumătate de milion de lei.
Având venituri lunare de aproximativ 20.000 de lei din salarii și 5 copii la întreținere, Bâtcă s-a împrumutat în ultimii 7 ani cu peste 1,2 milioane de lei de la o bancă și două persoane fizice. Împrumuturile considerabile nu l-au împiedicat pe demnitar în ultimii 2 ani să-și schimbe mașinile. În 2018, Bâtcă și-a luat o Toyota de 10.000 de euro, iar în 2019, când a revenit în Parlament, a schimbat-o pe altă Toyota, deja de 34.000 de euro. Fiindcă am o familie mai mare și nu încăpeam în apartamentul care îl aveam, și am schimbat apartamentul la 120 de metri, având credit la bancă. Am vândut mașina veche, am luat încă un credit de 10.000 de euro, am mai adăugat bani din ceea ce aveam și am procurat. Și reușind doar în salariul de deputat să acoperiți creditele astea? Păi să faceți calculul, câte sunt procentele, cum este. Este sora soției, da, care lucrează în Italia din anii 2000 și ne-a stat cu niște bani. Așteaptă cu banii, nu ne-a pus o condiție să se întoarce înapoi. În 2016, pe când Bâtcă era ministru, soția sa a intrat în afaceri, indicând o cotă parte de 50% într-o companie petrolieră, ASE Petrol Uniser, fără a menționa vreodată profituri din afacere. Clar, fiindcă se face investiții, da, și partenerul meu face investiții și ulterior din veniturile firmei vor fi întoarse întâi banii care îi produce dumneavoastră și ulterior vom declara dividende dacă vom lua. Fostul său coleg de fracțiune, democratul Alexandru Jezdan, a fost ministru de interne în guvernul Filip. Declara în 2013, când a intrat în politica mare, un apartament de 71 de metri pătrați și două mașini, una de 10.000 de euro și alta de 20.000 de euro. Astăzi, deputatul trăiește într-o casă care ar valora pe piață circa 4 milioane de lei. Își construiește o vilă pe malul Nistrului, la Molovata, și conduce o mașină de model Land Rover Discovery, cumpărată cu 400.000 de lei. Și familia Jezdan nu a avut niciodată vreo afacere. Casa de 332 metri pătrați a apărut prima dată în declarația de avere depusă de Jezdan în 2016, abia după ce au scris jurnaliștii de la Rise Moldova că este tăinuită, fiind înregistrată pe numele socrilor lui Jezdan. Dar eu mi-am construit o casă 6 ani de zile și am adunat de la prieteni, de la cine cu care au putut să mă ajute, cu un pic de nisip. Cineva mi-a dat poate niște materiale de construcție mai ieftine, ca o biserică am făcut-o. Și trebuie de făcut deosebire omul care își procură o casă și dă toți banii grămadă, cineva care în 6 ani de zile poate își strânge cureaua și îmblă poate cu înjosându-se, poate să-i facă pentru fiecare cui, să-i facă o reducere. În 2018, familia Jezdan și-a cumpărat un teren de 28 de ari, pentru care ar fi plătit numai 3.000 de lei și o casă de 108 metri pătrați cu 31.000 de lei. O anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice a dezvăluit că imobilul este situat chiar pe malul Nistrului, în satul Molovata din raionul Dubăsari. Casa veche a fost demolată, iar în loc, deputatul Jezdan își construiește o vilă. Un ar de teren la Molovata, pe malul Nistrului, se vinde pe piață cu 5.000 de euro. Asta a fost cu câțiva ani în urmă, când nimeni nu atragea atenția la regiunea asta. După ce s-au introdus sau a apărut COVID-ul, terenurile acolo s-au scumpit. Adică eu când m-am dus acolo, real așa costau loturile, nimeni nu mergea în regiunea aceea. Și mie mi-a mers că eu într-o perioadă convenabilă am găsit lotul ăsta. În ultima declarație de avere depusă la ANI, deputatul a trecut venituri din salariul său și al soției și pensie de peste 500.000 de lei, în medie câte 43.000 de lei lunar. Familia Jezdan are 3 băieți. Cel mai mare dintre ei este student la o universitate prestigioasă din Olanda. Și încă 2 deputați democrați, ale căror avere au sporit considerabil în perioada activității parlamentare. Vladimir Andronache, astăzi un prosper om de afaceri care în ultima perioadă ar fi reușit să se aleagă cu un imobil de milioane pe malul Mării, în Coblevo, cumpărat de la autoritățile moldovenești pe bani mărunți. Și Angela Gache, care pe perioada deputăției a declarat o casă nouă și un BMW X5 pe care le-ar deține în folosință. Și lui Vladimir Andronache, ajuns deputat în februarie 2015 din partea Partidului Democrat și exclus din formațiune în august 2020, i-a priit financiar funcția publică. În declarația depusă pentru 2014, Andronache indica 3 apartamente de 29, 71 și 218 metri pătrați, ultimul fiind estimat la 1,2 milioane de lei.
Andronache mai avea un imobil cu destinație comercială, evaluat în acte la 2 milioane de lei și o doime cotă parte dintr-un alt imobil cu oficii, evaluat la 4 milioane de lei. Ultima clădire se află pe bulevardul Grigore Vieru. În 2015, Andronache a privatizat și 4 ari de teren aferent clădirii, plătind doar 85.000 de lei în bugetul primăriei Chișinău. În martie 2020, terenul și clădirea au fost gajate la o instituție bancară pentru un credit de 1 milion de euro. Spațiile comerciale, Andronache le dă în chirie până astăzi, câștigând din asta milioane de lei anual. Începând cu 2015, Andronache și-a schimbat în fiecare an mașinile. Soția sa conducea, în baza unui contract decomodat, un Land Rover de 746.000 lei. În 2016, Andronache avea în posesie un Hyundai Santa Fe nou, ce costa 688.000 lei. În următorul an avea un alt Range Rover de 1 milion de lei, iar în 2018 două mașini, un BMW de 1,5 milioane de lei și un Range Rover nou de 1,6 milioane lei. În ultima declarație din martie 2020, deputatul indica un BMW X5 nou, cu o valoare de 1,3 milioane lei, venituri de 138.000 lei de la Parlament și 5,6 milioane lei obținute din chiria imobilelor comerciale pe care le deține. Potrivit unor informații lansate recent în spațiul public, Vladimir Andronache ar fi cumpărat baza de odihnă Ceaica din Coblevo, scoasă în decembrie 2020 la privatizare. Clădirile de pe litoralul Mării Negre, cu o suprafață de peste 1.300 metri pătrați, au fost vândute cu un preț derizoriu de 1,8 milioane lei. Potrivit deputatului platformei DA, Alexandru Slusari, cumpărătorul ar fi o persoană interpusă de Andronache. Slusari îl mai acuză pe colegul său din Parlament că vrea să pună mâna pe teritoriul adiacent sanatoriului Moldova din Odessa și că ar participa la devalizarea a două întreprinderi ale Republicii Moldova din Ucraina, care era de granit din Pervomaisk și care era de pietriș și nisip din Cernăuți. Deputatul Angela Gache, care a ajuns în Parlament în 2009 pe lista Partidului Liberal Democrat, iar ulterior a migrat la Partidul Democrat și apoi la Pro-Moldova, declara la începuturi un apartament de 30 de metri pătrați și altul de 90 de metri pătrați, un BMW din 1997 și o Dacia Logan. Astăzi, deputatul transfug deține, pe lângă apartamentele vechi, o casă de 282 de metri pătrați în folosință, o treime cotă parte dintr-o altă casă moștenită, peste 6 hectare de teren agricol și un BMW X5 încomodat. În ultima declarație de avere din 2020, Agache indică venituri din salarii și indemnizații de 440.000 de lei. Angela Gache afirmă că locuiește împreună cu socrii săi. Casa aparține lui Constantin Becciev, fost director la Apă Canal Chișinău. Imobilul se află în localitatea Goianul Nou, din componența Comunei Stăuceni, suburbia Chișinăului. Și BMW-ul de lux, în acte, aparține tot lui Becciev. Cine este proprietarul mașinii? Tot socrul este proprietarul. Eu circul cu mandat și, mă rog, e dreptul dânsului ca să nu apară public. Nu. Dar cele două apartamente pe care le dețineți stau încuiate în timp ce locuiți la socrul, da? Nu, garsoniera stă fratele meu, celălalt sunt în litigiu. Apartamentul meu, cum să vă zic, are trei proprietari. Și câțiva deputați socialiști aflați la al doilea mandat s-au făcut milionari de când au ajuns în Parlament, chiar dacă trăiesc din salarii de la stat. Deputatul Bogdan Țirdea a reușit în ultimii ani să-și construiască o casă de milioane în orășelul Codru. Când a ajuns deputat în 2014, Țirdea avea două apartamente de 67 și 77 de metri pătrați.
fiecare cu o valoare estimată sub 400.000 de lei și două mașini cu valoare de peste 45.000 de euro. În 2017, familia Țârdea a vândut unul dintre apartamente cu aproape 400.000 de lei și cu acești bani a cumpărat două treimi dintr-o casă de 93 de metri pătrați, estimată la 600.000 de lei. În vara anului trecut, jurnaliștii Ziarului de Gardă au reușit să afle unde este situată casa deputatului în baza unor fotografii pe care Țârdea le-a publicat pe Facebook. Când au mers la fața locului, au găsit un imobil luxos cu două niveluri care ar costa pe piață de 5 ori mai mult decât valoarea indicată de deputat în declarația de avere. În acte, casa aparține soției și soacrei deputatului. De când este parlamentar, Bogdan Țârdea a declarat venituri din salarii în sumă de 1,4 milioane de lei, în care se adaugă cei 400.000 de lei obținuți din vânzarea unui apartament, deci, în total, 1,8 milioane de lei, în timp ce casa din Orășelul Codru ar avea un preț pe piață de 3 milioane. Deputatul a explicat anterior pentru Ziarul de Gardă că a cumpărat casa în 2017 nefinalizată și a făcut reparație cu ajutorul rudelor și a economiilor sale. Pe lângă achizițiile scumpe, Bogdan Țârdea a făcut și donații generoase Partidului Socialiștilor în ultimii 5 ani, peste 200.000 de lei. Socialistul Radu Mudreac, de profesie medic veterinar, a ajuns deputat în 2014. Declara salarii modeste de câteva zeci de mii de lei împreună cu soția, un apartament de 65 de metri pătrați și unul de 103 metri pătrați obținuți prin donație în 2011. Familia mai avea un garaj și investise 47.000 de euro într-un apartament de 76 metri pătrați. Mudreac conducea o mașină Toyota Land Cruiser, cumpărată cu 600.000 de lei. Tot în 2014, Mudreac a accesat un credit de 44.000 euro pentru un an, echivalent a 841.000 lei. Nu știm cum a reușit să întoarcă datoria în condițiile în care venitul total al familiei în 2015, declarat oficial, a fost de numai 195.000 lei. În 2017, deputatul a vândut apartamentul de 76 metri pătrați cu 45.000 euro și a cumpărat 6 ari de teren cu 35.000 euro. În iunie 2018, vindea și apartamentul de 65 de metri pătrați cu 30.000 de euro, iar peste o lună finisează construcția și obține actul de recepție finală a unei case de 200 de metri pătrați, estimată oficial la 1 milion de lei. Când a venit în Parlament, Radu Mudreac a declarat și o cotă parte de 50% în compania Gradioni, dar niciodată nu a indicat venituri din activitatea firmei, cu excepția salariilor soției de câteva zeci de mii de lei, care este angajată la companie. În 2015, firma a deschis un centru comercial pe strada Tighina, în apropierea gării auto și a pieței centrale din Chișinău. În martie 2019, Mudreac a vândut cota sa din firmă cu 25.000 de euro. Anterior, Autoritatea Națională de Integritate a valorificat veniturile familiei Mudreac și a constatat că acestea au fost mult mai mici decât cheltuielile suportate. ANI a sesizat Fiscul și Centrul Național Anticorupție, dar deputatul a scăpat basma curată, argumentând că investiția de 44.000 de euro într-un apartament a fost din economiile familiei sale din ultimii 20 de ani. Autoritățile nu s-au întrebat atunci dacă a investit deputatul în construcția centrului comercial deținut de firma Gradioni, în care era coproprietar. Curios este faptul că familia Mudreac a donat în 2014 Partidului Socialiștilor 168.000 de lei, în timp ce venitul anual declarat al familiei a fost de numai 64.000 de lei. Eu și eu am 3 ani de când m-am născut și am făcut bani în 3 ani de zile și am explicat. Nu v-ați uitat cât vârsta mie, am activat, bine. Am zis până în 2014, Radu Mudreac a stat patru de moarte, nu a fost nicio. Deci înțeleg că imobilul a fost, casa asta a fost construit din economiile anterioare. Invitații alt tipuri de categorii de experți care spune până asta. Mie îmi pare rău, vă citiți printre rânduri. Vă mulțumesc pentru bilanță. Socialistul Vladimir Golovatiuc, declarat recent de Igor Dodon în funcție de ambasador al Republicii Moldova în Rusia, după scandalul cu anabolizantele găsite la vamă în microbuzul cu numere diplomatice, a ajuns deputat tot în 2014. Atunci a declarat venituri de 655.000 ruble rusești de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, unde a predat economia.
Golovatiuc deținea la acel moment un apartament de 65 de metri pătrați, o mașină marca Mitsubishi de 238.000 lei și vreo 16.000 de euro pe conturi bancare. În prezent, Golovatiuc are deja un apartament mai mare de 73 de metri pătrați, de aproape 1 milion de lei, un imobil nelocativ și o mașină de aproape două ori mai scumpă, Renault Kadjar. Conturile bancare ale deputatului nu au fost însă afectate. Și Golovatiuc a făcut donații Partidului Socialiștilor în perioada 2015-2018 în sumă de 216.000 lei. Solicitat de Cutia Neagră, Golovatiuc a spus că apartamentul cumpărat în 2019 nu este cu mult mai scump decât vechiul, iar diferența de preț a acoperit-o dintr-un împrumut de 200.000 de lei pe care l-a luat de la o persoană fizică. Salariul de deputat i-a ajuns pentru trai și nu a fost nevoie să-și cheltuie economiile din bancă, precizează noul ambasador de la Moscova. Deputatul Vlad Batrâncea nu avea nicio proprietate în 2014, atunci când a ajuns în Parlament, indicând la cec doar un venit de 55.000 lei. În 2016, Batrâncea a primit moștenire o treime cotă parte dintr-un apartament de 90 de metri pătrați, estimat la 575.000 lei. În 2019, socialistul a vândut cu 20.000 de euro această parte din imobil și și-a achiziționat un alt apartament cu 890.000 de lei. Tot în 2019, deputatul a luat un credit de la bancă de jumătate de milion de lei pe care s-a obligat să-i întoarcă în 10 ani. În campaniile electorale din perioada 2015-2018, Vlad Batrâncea a făcut donații mai mult decât generoase PSRM-ului, în sumă de 330.000 lei. Grigore Novac a intrat în Parlament fără casă și fără masă. Fostul angajat al fundației Soluția, afiliată lui Igor Dodon, declara în 2014 venituri de numai 19.000 lei și remitențe din străinătate de 15.000 de ruble rusești, iar singura sa proprietate era un lot grădină de 4 ari, estimat la 80.000 de lei. Astăzi, Novac deține o mașină de marca Volvo. În declarația de avere depusă pentru anul 2017, Grigore Novac a indicat o casă în folosință, dar imobilul a dispărut în următorul an din declarație. În ultima perioadă, deputatul postează des pe rețelele de socializare imagini din curtea unei case în care apare jucându-se cu un câine. Grigore Novac a declarat pentru Cutia Neagră că imaginile sunt filmate la casă părintească sau în ograda socrilor săi. Deputatul nu a vrut să ne spună unde locuiește în prezent și ne-a îndemnat să așteptăm până va fi publicată declarația pe venit pentru 2020. În 2018, Grigore Novac a declarat o sumă de invidiat, adunată din cadouri la evenimente de familie, 83.000 de euro, 15.500 dolari și 250.000 ruble rusești. În 2019 au fost scrise doar veniturile din legislativa ale deputatului, în valoare de peste 300.000 de lei, și ale soției sale, care a fost angajată în iulie 2019, tot la Parlament, în calitate de consilier în cabinetul președintelui fracțiunii PSRM. Pentru 6 luni de muncă, aceasta a primit un salariu și indemnizații de 65.000 de lei, adică peste 10.000 de lei lunar. La fel ca ceilalți colegi din PSRM, Grigore Novac a donat partidului 341.000 de lei în câțiva ani. I-am contactat pentru reacții și pe deputații Vlad Batrâncea și Vladimir Andronachi, dar nu au răspuns la apeluri. Astăzi vă povestim despre cadouri de lux primite în dar de președintele Republicii Moldova Igor Dodon și o lege respectată doar în aparență de președinție în ultimii 4 ani. Din start vă spunem, am obținut cu greu detaliile pentru această investigație. Motivul l-am înțeles abia după ce am adunat toată informația. Probele pe care le-am administrat demonstrează că Igor Dodon și unii angajați ai președinției au încălcat norma legală, au acceptat cadouri de 10.000 de lei și le-au oferit gratuit fostului președinte. Alte cadouri de lux primite de Dodon în cadrul unor evenimente oficiale nici nu au fost declarate, iar fostul președinte pare să și le fi însușit ilegal. De mai bine de 7 ani în Republica Moldova există o lege, o hotărâre de guvern și un regulament cu privire la cadourile pe care le pot primi demnitarii și funcționarii publici. Documentele adoptate încă în 2013 stabilesc că orice cadou primit de un funcționar sau demnitar de stat în timpul evenimentelor oficiale sau de protocol trebuie obligatoriu să fie declarat unei comisii de evidență și evaluare a acestor cadouri. Comisia este formată din 3 angajați ai instituției în care activează beneficiarul cadoului. Aceasta trebuie să
evalueze bunul, să-l înscrie într-un registru al cadourilor admisibile, iar dacă demnitarul care a primit cadoul vrea să și-l păstreze, comisia îl poate returna gratuit doar dacă valoarea cadoului este mai mică de 1000 de lei. În cazul în care valoarea este depășită, demnitarul trebuie să plătească diferența de preț înainte de a lua. Eschivarea de la aceste reguli se consideră delapidarea verii străine și se pedepsește penal. Și după ce v-am prezentat ce prevede legea, să mergem la președinție. Haideți să revenim la luxosul set de birotică din biroul prezidențial pe care Igor Dodon l-a luat cu el când a plecat din funcție. Într-un interviu pentru jurnaliștii de la ProTV, Igor Dodon declara acum un an că a primit acest set de cadou identic cu cel de pe masa lui Vladimir Putin cu ocazia unui forum al oamenilor de afaceri ruși de la Chișinău. Forumul la care se referă Igor Dodon a avut loc în septembrie 2018, iar organizația din Rusia este Asociația Oamenilor de Afaceri de la Valea Rasia. Evenimentul în cadrul căruia a venit delegația rusească la Chișinău și a oferit lui Igor Dodon mult discutatul set de birotică a fost unul oficial și se regăsește și în raportul de activitate pentru 2018 al președintelui Dodon, plasat pe site-ul președinției. În registrul cadourilor protocolare, acest dar de la oamenii de afaceri ruși nu se regăsește. La întrebarea noastră de ce nu a fost declarat cadoul, Igor Dodon s-a eschivat să răspundă. Fostul președinte a refuzat să ne spună și cine este omul de afaceri rus care i-a oferit darul. De ce l-a spart? Pentru că nu este inclus în registrul de cadouri al președinției. Este ceva personal pentru mine și am considerat că trebuie să-l iau cu mine. Cât a costat acel cadou? Nu știu. Dar de la cine l-ați primit? Dar dumneavoastră, când vă dă cineva un cadou, îi cereți și bonul de casă? Da. Dar de la cine ați primit acel cadou? Mai aveți întrebări? Ceea ce am reușit să aflăm însă este că un astfel de set de birou costă pe site-ul companiei producătoare aproape 400.000 de ruble rusești, echivalentul la circa 100.000 de lei. Producătorul, o uzină rusească de producere a armelor, afișează pe site și o descriere pe măsura setului. Orice admirator al lui Putin cu siguranță visează să aibă în proprietate un set de birou la fel ca al acestei personalități remarcabile. Acesta poate fi un cadou la alegeri pentru un demnitar, un conducător de companie sau orice persoană ambițioasă. Setul descris este executat din malachit, una dintre cele mai nobile pietre, al cărei farmec este subliniat de placarea cu aur. Dacă acest dar obținut de la participanții la forum ar fi fost înregistrat în registrul cadourilor protocolare de la președinție, Igor Dodon ar fi trebuit să plătească peste 90.000 de lei pentru a lua cu el când a cedat fotoliul de președinte. De când îl aveți? În anul 2017, dacă nu greșesc. 2017. Atunci când a avut loc forum, se pare că în Republica Moldova, cu Delavaia Rasia. Este o organizație din Federația Rusă care a venit la mine și mi l-a dăruit. Și el rămâne în birou. Este și pentru următorii președinți. Este un lucru foarte frumos. Luxosul set de birou despre care Igor Dodon afirmă că îi aparține nu se regăsește nici în declarația de avere a fostului președinte. Chiar dacă legea cu privire la declararea averii spune clar că în declarații trebuie indicate toate bunurile sub formă de metale și pietre prețioase și obiecte de artă, a căror valoare depășește 15 salarii medii pe economie, adică peste 84.000 de lei în 2018. Apropo, setul a dispărut săptămâna trecută și de pe biroul lui Dodon de la sediul partidului. De la misteriosul set de birou ca la președintele rus, trecem la alte cadouri ca la Putin pe care Igor Dodon și le-a însușit în perioada președinției fără a plăti contravaloarea lor, așa cum dictează legea. În decembrie 2017, la invitația președintelui Igor Dodon, la Chișinău a venit cu un concert cunoscutul interpret rus Grigori Leps. Profitând de ocazie, Leps i-a adus în dar șefului statului o pereche de ochelari și două tacuri de biliard. Igor Dodon nu s-a ferit să se laude cu aceste cadouri, plasând pe pagina sa de Facebook un scurt video. Ad Grigore Lepsa, președintul Moldovei. Spre deosebire de setul de birou, cele două daruri de la Leps au fost incluse în registrul cadourilor protocolare de la președinție, dar returnate imediat lui Dodon. Cutia Neagră a trimis un demers oficial către președinție și a cerut copii de la procesele verbale ale Comisiei de Evaluare a Cadourilor, prin care au fost evaluați ochelarii și tacurile, dar și actele care confirmă achitarea de către Igor Dodon a diferenței de preț pentru cele două bunuri. Răspunsul însă primit de la președinție ne-a șocat. Pe procesele verbale prin care au fost transmise aceste bunuri în proprietatea lui Dodon nu este indicat niciun nume al membrilor comisiei și nicio semnătură a celor care au decis să îi le întoarcă. Actul de returnare
returnarea ochelarilor, președintelui Igor Dodon nu menționează nimic despre valoarea acestui cadou, despre care însuși Lep spune că sunt ochelari fabricați de compania lui de optică și au rama de aur. Bine, ca cras, mai afirmă de ori. Nu priveți, în magazinul online de optică a cunoscutului interpret nu am găsit niciun model de ochelari similar cu cei dăruiți lui Dodon. Cel mai probabil aceștia au fost executați la comandă pentru președintele moldovean. În registrul de evidență a cadourilor protocolare, în dreptul acestor ochelari de lux, este indicată valoarea de estimare de 1000 de lei. Nu mă duc poluși. Am contactat-o telefonic pe Natalia Ipati, șefa Direcției Relații Externe și Comunicare din cadrul președinției, pentru a afla detalii despre cum au fost evaluați ochelarii cu rama de aur la prețul de 1000 de lei. Funcționara a recunoscut că membrii comisiei de evaluare au apreciat prețul ochelarilor fără a-i vedea în față. Astfel, suma de 1000 de lei reprezintă prețul limită la care Igor Dodon putea primi înapoi cadoul fără a plăti nimic. Același lucru s-a întâmplat și cu tacurile personalizate dăruite de interpretul rus. Procesul verbal al Comisiei de Evidență și Evaluarea Cadourilor de la Președinție, prin care acestea au fost returnate lui Dodon, nu indică niciun preț de evaluare, iar în registrul cadourilor, în dreptul acestor tacuri, e notată suma de 1000 de lei. Potrivit Nataliei Ipati, și aceste tacuri au fost evaluate de comisie fără a le vedea. Cutia Neagră a încercat să afle care ar fi valoarea acestor tacuri dăruite de cântărețul milionar și gravate cu inscripția președintelui Igor Dodon de la Grigore Leps. În anul 2017, când i-a dăruit tacurile lui Dodon, Leps era un client fidel al unui cunoscut meșter artizan de tacuri de biliard din Ucraina, Ivan Arivaniuc. Ultimul are pe pagina sa de Facebook mai multe poze în compania lui Leps și cu tacuri făcute pentru interpret. Prețul unui tac dintre cele mai modeste realizate de acest meșter este de 150.000 de ruble rusești, sau circa 35.000 de lei și nicicum 1.000 de lei. Într-un răspuns primit de la actualul consilier al lui Igor Dodon, Rita Manole, suntem informați că ochelarii și tacurile de biliard i-au fost oferite lui Dodon în cadrul unei întâlniri private cu Grigore Leps, aceștia având o relație de prietenie mai veche, și anume acest fapt a determinat transmiterea darurilor și nu funcția de președinte al Republicii. Acestea nu ar trebui catalogate drept cadouri protocolare sau de politețe, doar din motiv că au fost reflectate în presă. Iar includerea lor în registrul cadourilor reprezintă de fapt o interpretare eronată a naturilor, ne informează consiliera. Cu erare sau nu, dar timp de 4 ani de președinție, Igor Dodon a primit în proprietate privată de la Comisia de Evaluare a Cadourilor 40 de obiecte din cele circa 100 înscrise în registrul cadourilor protocolare. Pentru niciunul dintre ele, fostul președinte nu a scos din buzunar niciun leu. Comisia de evaluare le-a apreciat pe toate la prețuri mai mici de 1000 de lei. Cele mai multe cadouri protocolare Dodon și le-a luat acasă în primul an de mandat de președinte. 29 din 48. Icoane, minci, sticle cu vin și băuturi tari, fotografii, suveniruri și chiar un ciocănaș din lemn pentru licitații. La președinție a lăsat doar cărți și o copie a drapelului de stat. În 2018, șeful statului a devenit mai selectiv și a cerut să-i fie returnate doar o icoană cu chipul mai multor sfinți și un set pentru șah. Un an mai târziu a optat din nou pentru icoane, minci, un binoclu dăruit de Uniunea Ofițerilor din Republica Moldova și o carte scrisă de cunoscutul premier britanic Winston Churchill. În toți cei 4 ani de mandat, Igor Dodon a solicitat să fie returnate de președinție 11 icoane pe care le-a primit cadou, 4 minci și doar 2 cărți. Din păcate, președintele însă nu a indicat în niciun registru al cadourilor vacanțele din Turcia în primul an de mandat, cu care s-a laudat pe rețelele sociale, și nici cursele charter care au fost puse la dispoziție de președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, și omul de afaceri rus, Andrei Nazarov. Ultimul, cel mai probabil, i-a și oferit lui Dodon setul de birotică despre care am vorbit la începutul investigației. În pofida insistențelor de a afla cine au fost membrii Comisiei de Evaluare a Cadourilor de la Președinție, nu am reușit să primim un răspuns. Natalia Ipati, șefa Direcției Relații Externe și Comunicare din cadrul președinției, ne-a comunicat că numele nu sunt relevante, atât timp cât persoanele s-au schimbat între timp. Experții anticorupție întrevăd în aceste cazuri mai multe încălcări grave și o respectare doar aparentă a normelor legale. Iar Centrul Național Anticorupție, cel care ar trebui să monitorizeze ca demnitare și funcționare de stat să nu facă abuz de cadouri, susține că nu face asemenea verificări, lăsând totul pe seama conștiinței celor care primesc daruri protocolare.
De fapt, atât ex-președintele Republicii Moldova Igor Dodon, cât și membrii Comisiei de Evaluare a Cadourilor au încercat mai degrabă să mimeze respectarea legii decât au respectat-o pe bune. Sunt încălcări în acțiunile președintelui? Sigur că da. Sunt încălcări a obligației de predare acestor cadouri, de declarare. Da, setul respectiv pentru oficiu nici nu a fost declarat. Dar cel mai grav este faptul că le-a păstrat fără să le fi răscumpărat. Asta este o încălcare foarte gravă la care au contribuit și acțiunile neglijente ale membrilor Comisiei de Evaluare. CNA nu face asemenea verificări. Potrivit legii integrității, fiecare entitate are un registru al cadourilor în care sunt obligate să includă toate cadourile primite în perioada exercitării funcției publice. Este pe seama fiecărei autorități să respecte regimul juridic de declarare a cadourilor. CNA poate și face aceste verificări doar în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor instituționale. Deocamdată, președinția nu a fost supusă acestei proceduri. În general, puține instituții au trecut prin această procedură, deoarece este una de lungă durată. Evaluarea durează cel puțin 3 luni. Poate fi lipsit de mandat un ales al poporului care a comis ilegalități? Teoretic, da. Practica arată însă că niciun deputat, primar, președinte de raion sau consilier prins în conflict de interese sau incompatibilitate de funcție nu a fost lipsit de mandat. Cazuri sunt multe. Doar din 2019 și până în septembrie 2020, ANI a obținut decizii definitive de eliberare din funcție a peste 100 de primari, președinți de raioane și consilieri locali, dar niciunul nu s-a clintit din fotoliu. Metode de schivare sunt multe, iar delicvenții creativi. Astăzi, pe rolul instanțelor de judecată, sunt două dosare care vizează pe doi actuali deputați, Grigore Novac și Alexander Nesterovski, care riscă să-și piardă mandatele pentru încălcări constatate de ANI. Temerea inspectorilor de integritate este însă că mandatele deputaților vor expira înainte ca dosarele să ajungă la final și deputații vor rămâne nepedepsiți. Socialistul Grigorie Novac este acuzat de ANI că deține proprietăți și a cheltuit mai mulți bani decât a câștigat pe parcursul ultimilor ani. Inspectoratul de Integritate a stabilit că între anii 2015-2018 deputatul a făcut donații Partidului Socialiștilor în sumă de 358.000 de lei, dar a câștigat mult mai puțin. De asemenea, el nu a putut demonstra proveniența 83.000 de euro și 15.000 de dolari, pe care i-a ridicat ca fiind cadouri de la evenimente de familie. Novac a indicat că deține în folosință o casă, iar în 2015 și-a cumpărat o mașină cu 113.000 de lei, deși a obținut venituri de două ori mai mici. Urmarea acestor încălcări, ANI a sesizat încă în vara anului trecut procuratura pentru a-l cerceta penal pe Novac pentru false în declarațiile de avere. În afară de amendă sau un an de pușcărie, parlamentarul riscă să piardă și mandatul de deputat. Șansele sunt însă foarte mici. Novac a contestat în judecată decizia ANI. Deși a trecut mai mult de jumătate de an, la judecătoria Chișinău nu a avut loc nicio ședință în dosarul deputatului. Trei ședințe planificate au fost amânate din diferite motive. Următoarea va avea loc abia în aprilie. Între timp, în Parlament se vorbește tot mai mult de anticipate, iar Novac ar putea să-și ducă mandatul până la capăt, fără ca ANI să explice pedeapsa. Eu cred că ei nu au luat în calcul o sumă de dovezi ale mele, iată ce cred eu. Și de aceea urmează să uzez de dreptul de o face prin instanță de judecată. Același pericol este și în cazul colegului de fracțiune a lui Novac. Socialistul Alexandru Nesterovski a fost penalizat de Autoritatea de Integritate pe 17 decembrie 2020 pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilității. Nesterovski se face vinovat că timp de 6 ani a administrat o afacere, deși se afla în funcția de deputat. Potrivit ANI, parlamentarul a semnat în ultimii ani mai multe documente fiscale ale firmei de turism și a efectuat tranzacții cu alte companii. Pentru asta, autoritatea a cerut ridicarea mandatului de deputat și aplicarea interdicției de a mai ocupa funcții publice timp de 3 ani. La fel ca și Novac, Nesterovski a mers în judecată. Prima ședință a fost programată pentru 19 aprilie. Mandatul său se află la adăpost până se va expune CSJ. Dacă este полностью не согласен с решением ANI, потому что по закону депутату запрещено работать на двух работах сразу же, то есть он должен быть только депутат. Я и не был официально нигде трудоустроен и не получал никакую зарплату больше нигде, кроме как депутат парламента. Я директором, у меня трудоустроен там другой человек, который официально работает, официально получает зарплату.
То есть там директор есть, и директор, и бухгалтеры, и работники остальные. Процесele de judecată i-au salvat de pedeapsa anii prin ridicarea mandatului pe mai mulți foști deputați. Chiar dacă erau decizii și probe clare că aceștia erau cu probleme grave de integritate, deputații au plecat din legislativ abia după ce le-au expirat mandatele. În alte cazuri, ANI și-a dat verdictul numai după ce deputații cu încălcări și-au încheiat activitatea. Ex-deputatul liberal-democrat care a migrat apoi la Partidul Democrat, Nicolae Juravski, a fost penalizat de ANI pe 30 octombrie 2020, după ce expirase deja mandatul de parlamentar. Deși ANI a primit o sesizare în privința lui Juravski încă în 2016, abia peste 3 ani a fost inițiat un control și a mai trecut un an până la emiterea actului de constatare, care spune că ex-deputatul a admis o incompatibilitate de funcții, fiind concomitent și parlamentar și președinte al Comitetului Național Olimpic. ANI a cerut ca Juravski să fie decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică timp de 3 ani, care vor începe să curgă de la data la care va rămâne definitiv actul de constatare, dar în noiembrie anul trecut ex-deputatul s-a adresat în judecată. Până astăzi nu a avut loc nicio ședință pe acest dosar. Anul acesta lui Juravski expiră și mandatul de președinte al Comitetului Național Olimpic. El intenționează să candideze pentru un nou mandat la comitet și dacă până atunci instanțele de judecată nu vor oferi un verdict final, Juravski poate fi reales fără niciun impediment. Nicolae Juravski nu a fost găsit pentru a ne oferi un comentariu la subiect. În această săptămână a fost plecat într-o deplasare în afara țării. Un alt caz este al fostului deputat liberal-democrat Nae Simeon Pleșca, care de asemenea a trecut în 2017 în tabără democraților. În decembrie 2020, ANI l-a acuzat de încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor. Inspectoratul de Integritate a stabilit că familia fostului deputat a cheltuit timp de 4 ani cu aproape 1 milion de lei mai mult decât a câștigat. În privința lui Nae Simeon Pleșca ar urma să fie aplicată interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani, dar și el a mers în judecată. În actul de constatare al ANI s-au comis unele erori și a fost contestat în contencios. Constatarea ANI, precum că cheltuielile depășesc veniturile obținute, este incorrectă. Argumentele mele confirmate prin documente demonstrează contrariul actului ANI, a comentat Nae Simeon Pleșca pentru Cutia Neagră. Tot pe rolul instanțelor se află un alt dosar prin care ANI cere demararea procedurii de confiscare a averii nejustificate a lui Pleșca. Pe 27 ianuarie curent, judecătoria Chișinău a respins cererea autorității de integritate. De asemenea, ANI a trimis o sesizare la Procuratura Generală prin care a cerut ca Nae Simeon Pleșca să fie cercetat pentru îmbogățire ilicită. Procurorii au inițiat un dosar penal, dar l-au clasat imediat ce Pleșca a contestat în judecată actul ANI-ului. Fiind examinat, s-a constatat că dumnealui a contestat actul de constatare și respectiv din acest sens a emis ordonanța de refuz urmărire penală. Până instanța deja face alte constatări. În 2017, ziarul de gardă a scris despre proprietățile de milioane ale familiei Pleșca, care deține mai multe apartamente și spații comerciale în centrul Chișinăului și o casă de 300 de metri pătrați, amplasată la intersecția străzilor Sfatul Țării și Columna. Pleșca își mai construia o casă de lux la Sociteni, Ialoveni și conducea un Mercedes de lux care valora pe piață circa 70.000 de euro. În 2013, Centrul Național de Integritate, actualul ANI, a verificat averea lui Nae Simeon Pleșca, după ce acesta a cumpărat mai multe imobile, dar nu a găsit nereguli. Nu numai deputații pot rămâne nepedepsiți pentru încălcările stabilite de ANI. Este și cazul aleșilor locali care, în loc să rămână fără mandate, se adresează în instanțe, unde procesele durează cu ani, exact până li se încheie mandatele. În ianuarie curent, Autoritatea Națională de Integritate a cerut oficiului teritorial închiriat al Cancelariei de Stat să inițieze proceduri de ridicare a mandatelor a doi primari, Alexandru Ambrosie, edilul municipiului Ungheni, și Dumitru Paladi, care conduce satul Bumbăta din Ungheni. În ambele cazuri, ANI a stabilit conflicte de interese comise de cei doi primari, iar actele de constatare au rămas definitive în urma unor decizii ale Curții Supreme de Justiție. Primarul de Ungheni, Alexandru Ambros, a mai fost penalizat odată în 2014 pentru admiterea conflictului de interese la semnarea unor contracte cu firma soției sale, dar a repetat situația. De această dată, ANI a cerut demisia cu aplicarea interdicției de a mai ocupa funcții publice timp de 3 ani. În pofida deciziei CSJ prin care a fost recunoscut actul ANI, Ambros poate sta liniștit încă o vreme. Ca să-i fie ridicat mandatul, mai e nevoie să fie parcurs cap-coadă încă un proces de judecată, de data aceasta cu oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Instituția s-a adresat pe 2 februarie în instanță, cerând revocarea mandatului de primar deținut de Alexandru Ambros. Deci eu nu am ce să comentez, pentru că este o procedură care merge conform unui scenariu pus la punct. Adică, când zic scenariu, nu e nimic rău, ca să înțelegeți. Totul merge așa cum trebuie să fie. Un primar, deci, intră în funcție conform rezultatelor alegerilor, dar printr-o decizie judecătorească. Poate să fie înainte de termen eliberat din funcție, tot printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Tot ce urmează după deciziile ANI, prin care se constată nereguli admise de aleșii locali și se cere revocarea mandatelor, este tras la Indigo. Judecățile durează ani, fiind inițiate noi și noi procese. Un exemplu elocvent este cel al primarului socialist din satul Cuhurești de Sus, raionul Florești. Chiar dacă Valeriu Lupan a fost inclus deja de ANI în registrul persoanelor care nu pot ocupa funcții publice, primarul continuă să lucreze. Cancelarea de stat a suferit un eșec în primă instanță după ce a cerut ridicarea mandatului alesului local. Autoritatea de integritate a inițiat un control în privința primarului din Cuhurești de Sus încă în octombrie 2019, după ce a fost sesizată că Valeriu Lupan și-a angajat soția în calitate de arhivar al primăriei. ANI a constatat un conflict de interese și a cerut ridicarea mandatului de primar și decăderea lui Valeriu Lupan din dreptul de a mai exercita funcții publice timp de 3 ani, dar alesul local se consideră nedreptățit. Acesta afirmă că soția lucra deja la primărie când a ocupat fotoliul de primar și doar a fost transferat în altă funcție. Eu devenind, adică primar în luna iunie, prima chestie operație ce am făcut, adică am transferat-o din sector fiscal în funcție tehnică ca arhivar. Eu am emis dispoziția, adică am acordat la cererea doamnei, adică deoarece eu demisiar din dreptul la concediu și ajutor material. Eu totodată adică m-am consultat și am făcut toate deciziile și au fost expediat toată și la revisat. Dar eu n-am fost preîntâmpinat precum un caz legiu. Nu văd eu că eu am încălcat un conflict juridic. Ce înseamnă? Că dacă eu rămas 2 ani din zile la pensie, trebuia să pensionez că eu am devenit primar doamnă ferește. Nu m-am așteptat eu că o să fie așa, adică un act de constatare privind ridicarea mandatului. Actul ANI a fost emis pe 9 ianuarie 2020. Abia peste jumătate de an, pe 2 iunie 2020, Inspectoratul de Integritate a trimis un demers către Oficiul Teritorial Soroc al Cancelarei de Stat pentru inițierea procedurii de ridicare a mandatului de primar al lui Valeriu Lupan. Instituția s-a adresat la Judecătoria Soroca, dar acțiunea a fost respinsă la finele anului trecut. Judecătorii le-au dat dreptate avocaților primarului, care au argumentat că Oficiul Cancelarei de Stat nu are competență să ceară demisia alesului local pentru conflict de interese. Judecătoria Soroca a stabilit că ANI este cea care trebuie să solicite direct în instanță demisia primarului. Subiectul care se retrage mandatul era conflict de interes. Dar noi suntem înfățenișiți să depunem cereri în instanță de retrage mandatul când este incompatibilitate de funcție. Și pe acest motiv, instanța ne-a respins nouă cererea, noi am depus-o repetat la Curtea de Apel. În parte încă alte decizii la Curtea de Apel nu există. Până astăzi, Autoritatea Națională de Integritate a inclus 54 de persoane în registrul celor care au interdicție de a ocupa funcție publică. Dintre acestea, 27 sunt foști sau actuali aleși locali. În listă se regăsesc și 3 ex-primari care au fost sancționați abia după ce le-au expirat mandatele. Mai mulți aleși locali care se consideră nedreptățiți de ANI așteaptă o decizie de la Curtea Constituțională, care a fost sesizată de primarul Alexandru Ambrus. Curtea urmează să verifice constituționalitatea prevederii care permite ridicarea mandatului de primar pentru admiterea unui conflict de interese. Potrivit rapoartelor ANI, doar pe parcursul anului 2019 și în primele 9 luni ale anului 2020, în urma remanierii definitive a actelor de constatare, s-a cerut demisia 197 de persoane, cu aplicarea interdicției de a mai ocupa funcții publice timp de 3 ani. În listă sunt 45 de primari, 4 președinți de raioane și 48 de consilieri locali. O altă problemă sunt modificările legislative pe care le-au aprobat deputații socialiști împreună cu cei din Platforma pentru Moldova la ședința nocturnă a Parlamentului din 16 decembrie 2020. Documentul contestat la Curtea Constituțională de Opoziție ar putea contribui la faptul ca mai mulți funcționari să scape basma curată după ce au comis ilegalități. Prin noua lege a fost micșorat termenul în care demnitarii pot fi verificați de ANI după plecarea din funcții. Dacă astăzi un control poate fi inițiat timp de 3 ani după demisia demnitarilor, noul termen este un an. În plus, în cazul în care un funcționar sau demnitar s-a aflat în incompatibilitate, ANI va putea aplica pedeapsa timp de doar un an de la comiterea faptei ilegale, adică un an pentru control, adoptarea deciziei și parcurgerea tuturor instanțelor de judecată. În vechea lege nu există un astfel de termen limită. Ținând cont că majoritatea funcționarilor se adresează în instanțe, iar acolo procesele durează ani, sancțiunea cu lipsirea de mandate practic nu va mai putea fi aplicată. Proiectul pentru modificarea legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost inițiat de un grup de deputați socialiști, printre care și Grigorie Novac, sancționat de ANI. L-am întrebat pe deputat dacă modificările de lege au vreo legătură cu actul de constatare al ANI în privința sa. Dreptul meu de la inițiativă legislativă pe care încă nu ne-a anulat nimeni. Dar ați fi profitat de pe urma acestei? Pentru că este principiul
principiu neretroactivității legii și nu are nicio tangență. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a sesizat Curtea Constituțională și acțiunea noii legi a fost suspendată până la soluționarea în fond a cauzei.